Un nou update în CSGO ne aduce mai multe skin-uri și cuțite cu care nu vom putea face trade. Lăsând mișto la o parte, cei de la Valve au lansat astăzi un nou update pentru CSGO. Haideți să parcurgem patch notes-urile împreună și să vedem ce e nou. În primul rând, noua panorama UI acum este noua interfață care este default. Dacă doriți să utilizați vechea interfață, trebuie să adăugați în Launch Options minus Scaleform, cum era înainte cu minus panorama, acum puteți să scăpați de minus panorama, dar trebuie să puneți Scaleform dacă vreți să ajungeți la interfața veche. O altă chestie super interesantă este că acum bomba, când va fi plantată bombsite-ul B, va scoate un alt sunet. În sfârșit scăpăm de momentele în care suntem pe mid și nu știm unde au plantat. Băi A, băi B. Mie se pare o chestie super bună chestia asta. Acum să vedem cum se comportă în joc, încă n-am testat. Dar să sperăm că nu e o chestie OP care strică jocul. Eu sper că e o chestie care va ajuta, dar nu va strica strategiile și alte chestii de genul. Molotovul și incendiarele acum dau damage proporțional cu celelalte grenade să se potrivească. Interesant. Nu știu ce înseamnă asta, dar vom vedea în joc. Chestia asta cu Perfect World de aici nu ne privește, are legătură cu launcherul probabil din Asia sau ceva de genul, habar n-am, deci oricum ne privește. S-a adăugat noul Horizon Case, care are 17 skin-uri noi și 4 cuțite noi. Cred că asta e o premieră pentru CSGO, niciodată n-au fost băgate 4 cuțite noi dintr-o dată. Haideți să ne uităm la skin-uri și la cuțite să vedem cum arată. Voi începe cu skin-urile cele mai ieftine, asta e un AUG, nu arată nicicum, mă rog, whatever. Dual Beretta, smeh, nimeni nu folosește. Un Glock, destul de interesant, dar o să fie și asta ieftin. Tech 9, useless. Oh, în sfârșit un skin destul de decent în acest case. CZ Echo, se asortează cu acel Galil Echo. E destul de interesant. Autosniper, destul de mișto designul, dar cine dracu folosește Autosniper? Nova, da, zici că e făcut din Lego. Mamă, asta e mișto. AWP-ul ăsta e chiar mișto. Seamănă cu P90-ul ăla Dead by Kitty, așa cu stickere, cu, nu știu, căcaturi de astea pe el, whatever. MP7, foarte meh. Ok, ăsta e interesant. M41S Nightmare arată foarte, foarte bine, îmi place super mult, de-abia aștept să-l văd în joc. Ok, bă, deși asta e un skin pe care nu o să-l folosesc o armă pe care nu o să o folosesc vreodată. Skinul ăsta arată blană rău, n-am ce să zic. Arată blană rău. Holy shit! Holy shit! Ce mișto-i famasul ăsta. Asta am impresia că o să devină cel mai scump famas. Ok, un AK superb, Neon Raider. Deși avem și Neon Revolution, dar Neon Raider arată bestial, frate. Bestial. Super interesant AK-ul ăsta. Și, ok. Cred că o să avem un Deagle care va depăși Deagle Blaze-ul. Ok, să trecem la cuțite. Ursus! Ursus! Ce e asta, Ursus? Cuțit default făcut în Roblox. Stiletto, cuțit de împuns în cur. Nasol. Navaja, mersi, man. Ce cu sabia asta de persian? Și avem aici copia asta după Karambit, wannabe Karambit, Karambitul săracilor, cuțitul Talon. Având în vedere că au făcut panorama să fie UI-ul default, au făcut multe fixuri și așa, le puteți vedea aici, nu o să le citesc pe toate, sunt bug fixuri și chestii de genul, o să funcționeze mai bine, mai ales pentru alte rezoluții decât 16:9. O să vedeți fiecare în meciuri și în joc. De asemenea, au adăugat o nouă animație pentru inspectul de la Deagle. Mie mi se pare ceva un pic prea forțat, prea lung, dar arată bine, ăsta e adevărul. Da, cam asta a fost update-ul, nu știu dacă e foarte util sau așa, nu știu dacă o să învie jocul ăsta într-un fel, sper să o facă, dar tare mie că nu o să se întâmple asta. Oricum, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest video, dacă v-a plăcut, dați un thumbs up și ne vedem data viitoare. Vă pup, ceau!